două săptămâni vor aproba în guvern această modificare de structură. Voi reorganiza Ministerul Agriculturii așa cum am spus. Vreau să fac din Ministerul Agriculturii un minister care să fie eficient. Vreau să, ca Ministerul Agriculturii să facă politică agricolă. Și mai mult de atât îmi doresc ca fermierii români, așa cum spuneam, să nu mai meargă la 5 sau 10 instituții să iau adeverințe, să meargă la o singură instituție